Avem o țară frumoasă și plină de monumente istorice. Din păcate însă multe au picat pradă nepăsării și timpul a lăsat amprente adânci asupra lor. Este și povestea bisericii lui Cujbă din satul Ieșan Poiana cu cetate. Acum, după secole în care biserica a devenit încet încet una cu pământul, un tânăr preot și-a asumat o misiune cât un canon, să-i redea strălucirea de acum 4 secole. A rezistat 400 de ani? Pare că da. Bine, cât a mai rezistat? Bine, cum a rezistat ca să... Parcă strig, ajutor. Un strigăt pe care preotul Dănuț Lazăr, un tânăr de 29 de ani, l-a auzit din prima clipă în care a pășit în ruinele a ceea ce a fost cândva biserica boierului Cujbă. Sus aici era un cafas. Pe aici se urca în cafas, sus, și din cafas se urca pe niște scări și în clopotniță. Aici ar fi trebuit să fie în mod normal altarul, însă în mijloc, unde ar fi trebuit să găsim Sfânta Masă, avem doar foarte multă vegetație crescută de-a lungul anilor. Iar pe pereți, în loc de icoane, găsim scrijelite diverse cuvinte și nume ale celor care au trecut în timp pe aici. Acum, după 400 de ani de când biserica a fost construită și peste 100 de ani de când nu mai are nici măcar acoperiș, preotul ajutat de câțiva experți a reușit să facă primul pas spre restaurarea monumentului istoric. Am început demersurile pentru realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de intervenție la lucrări. Practic, noi am obținut, prima dată am obținut actele de proprietate. Asta ne-a permis să demarăm lucrările de, practic, demersurile pentru întocmirea proiectului. Reabilitarea și ulterior refacerea picturilor interioare ar putea ajunge să coste peste 1 milion de euro. Vestea refacerii bisericii bucură pe localnici, mai ales că acum slujbele se țin într-un spațiu improvizat. E foarte bună, pentru că vin oameni din oraș să vadă istoria. Lumea e din ce în ce mai interesată de zona asta. Super bucuroasă că a găsit-o părintele, a găsit un rost, a găsit ce-i cu ea, de unde, cum. Sperăm să obțină fondurile europene și... Na, să-i dăm drumul la treabă. Biserica ridicată din porunca boierului Cujbă în Poiana cu cetate a fost atestată documentar prima dată în anul 1609.